Data trecută, din câte știți, dacă știți, am fugit de bunica asta nebună. Însă, astăzi, fugim de bunicul nebun, la care iese părul prin nas, mă, ce se întâmplă în jocul ăsta? Și are un bunic acolo, frate, zici că e bazin de not, ești nebun. Salut, dragi tuturor, și pam, pam, pam! Suntem chiar aici cu el în cameră și, mă, ce scrie aici? Doar uitați-vă un picuț cum doarme el aici pe canapeaua asta, vai de capul nostru. Bă, m-am băgat în el? Ce se întâmplă? Ok. Și uitați aici o poză cu mine, nu știu ce înseamnă asta, least favorite grandchild, și că nu se bucură că mă vede, sunt cel mai rău nepot pentru el. Cred că s-a trezit, cred că o să vină după mine, da, cred că a trebuit să fug, bă, de ce văd gură cu dinți? Ok, bunicul vine după mine, este puțin cam mânios, vine și granny man aici cu noi, văd că, și da, este apă peste tot, știe cineva de ce? Nu? Ei bine, cam nici eu. Și acum vrem să mergem să scăpăm de el. Bă, dar mă prinde că este mai rapid ca mine, îi fuge ochiul, voi vedeți? Ok, hai că nu poate să urce aici. Mă, ce? Ha, o adormit? Tu vrei să zici că o adormit? Ok, din câte puteți vedea are doi dinți care ies afară, zici că e castor sau capibara? Habar n-am, ok. Bun, haideți să mergem mai departe. Granny Man dansează aici pe scări. Totul este normal în acest episod. Voi ați dat like, așa e că ați dat like. Super tare atunci. Bă, dar ce poză urâtă are aici. Băi, de capul meu. Ok, bun. Deci, asta e casa bunicului. Un castel, că efectiv zici că am urcat într-un castel. Mă, ce se întâmplă aici? Ce, la broccoli? Ok, sărim pe varză. Care este pe furculiță. Care iese din lavă. Nu vreau să știu ce e pe aici. Mă, ce se întâmplă? Ok, hai că mă descurc. Ok, sar. Hop, așa. Bă, m-am descurcat de minune. Ok, cred că suntem în bucătăria lui. Și dacă cac pe astea, cred că mi se va prăji capibara. Așa că încerc să nu cac dacă se poate. Hop, am sărit. Bine, mă, am sărit. Hop, hop, skibidi-dop. Ce? Ok, deci haideți să ne continuăm drumul pe aici. Pararam pam pam. Bă, dacă mă lovește brocoliul ăsta, cred că mănânc doar verdețul după. Și o să văd verde. O să văd verde cu ochii. Oh, oh, aproape m-a lovit, dar am reușit să scap. Da, mă, da. Huh? Ce caută bunicul acolo și este strict? Nu știu ce este mai urât. Bunicul de acolo sau Granny Man aici ce dansează cu fața asta urâtă de Granny. Bă, bă, da. Vă vedeți că are ochelare de vagabond. Uite când dă cu mâna. Doamne, na bun. Avea ochelare de vagabond. Cred că mi-o furat, dar nu mi-o furat, că am aici. Bun, hai să vedem cum ne ducem pe aici. Mamă, dacă pic jos mă prăjesc. Nu! Mi s-a prăjit capibara, avem o capibara prăjită. Ok, haideți că mă descurc, mă duc acum mai departe. Hop, am sărit, tra-la-la-la-la-la-la. Făcut capibara. Asta a rimat fără să vreau. Bun, mamă, dar ce mână are. Sau aia nu-i mâna lui, bă da, e mâna lui. Și ce dinți are și de ce este nasul din... Ok, nu contează. Hai să ne ducem și... Nu! M-am prăjit de data asta și eu m-am prăjit. La 160 și 469 de grade m-am prăjit, fraților. Ok, bun. Haideți că... Tu, ați văzut? Ok, nu știu dacă ați văzut aia, dar o pica și Granny Man și s-o prăji și el. Și acum haideți să ne ducem așa. Țac, merge mai departe, era să pic. Uite că țeava aia se învârte. Dap, se învârte și acum mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc. Sar peste asta, mă duc, mă duc, mă duc. Am reușit? Bine, mă, acum este timpul meu să scap de municu. Ok, ce este zona asta? Oh, nu, fabrica de mâncăruri? Ioi, nu, bă, dar mă duc cu viteză, cred că trebuie să sar. Au, au, cred că am devenit și o legumă. Sunt o legumă? Leguma Sky. Ok, habar n-am despre ce vorbesc. Tot ce știu este că trebuie să ducem aici cu viteza luminii acum. Hai, du-te, 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 du-te. Hop, așa. Du-te, du-te, du-te. Hop, așa. Bă, zici că fug ca nebunul. Du-te, bă, așa. Să nu mă lovesc de fructe. Nu! Acum am devenit chiar și o legumă. Ok, da, nu mai contează. Haideți să ne ducem mai departe. Uite, morcov. Uite, o pica și broccoli. Vă place broccoli? Scrieți chiar acum în comentarii. Tatăl strict a zis că îmi dă de mâncare doar broccoli. Nu știu dacă să mă bucur sau nu, dar... Da, asta mi-a zis. Bă, nu pot să cred! Ok, deci dacă mai pic o dată, trebuie să vă recunosc că sunt cel mai slab la Roblox. Dacă mai pic o dată, efectiv sunt cel mai slab jucător de Roblox din lume. Dar, ghiciți ce? Nu o să mai pic. Pentru că, de data asta... Eu voi fi cel mai bun jucător de Roblox din lume. Ha, am sărit. Am sărit. Am sărit. Ultima, bine mă, v-am zis mă că sunt cel mai bun. Ne ducem mai departe. Ia, n-am voie să calc, dar n-am știut. Ok, asta nu se pune că am murit, că n-am știut. Ok, dacă știam, nu călcam. Că uite, acum că știu, nu mai calc. E logic și simplu și ușor, nu? Țac, pac, aia zic, da, da. Hmm, ce se întâmplă aici? Suntem pe ceva bec de ăsta, candelabru. Și ne ducem mai departe. Și ce este acolo? Este bunicul nebun acolo.
Bunicule, dorm mai departe. Dorm liniștit, nu s-a întâmplat nimic. Dormi. Tot ce ai auzit a fost vântul. De ce sunt la Eva pe cap? Ok, haideți să nu mai pun întrebări, ci să mă duc mai departe. Hop, am sărit, mă descurc, eu zic că mă descurc. Hopa, așa, bine, băi, băieților, băi. Și acum trebuie să nu cac pe haine, cred? O să încerc să mă duc pe lângă haine, nu știu dacă cac pe haine ce se întâmplă, dar încerc să nu aflu. Și acum haideți să mergem, tra-la-la-la-la-la, na-na-na-na-na. Hai că e ușor, bă, băi, e ușor de tot jocul ăsta, adică n-am murit deloc. Nu ți-i minte cel puțin. Ok, haideți să ne ducem. Și acum, The Prune Factory. Ha! Se fac prune pe aici, vă plac prunele. Uite, fabrica de prune. Și trebuie să apăs pe acest buton de aici. Hai să vedem ce se întâmplă. Dă-i! Yo, ce s-a întâmplat? Wow, fabrica de prune a bunicului bunic. Bunicul bunic? Ok. Fabrica de prune. Uai, ce se întâmplă? Bă, vezi că e tare asta. Ok, și acum trebuie să sar peste astea. Hai că mă descurc. Mă descurc. Aia zic. Ok, bun. Use these planks to get cross. Nu știu ce zice, dar trebuie să folosim astea să urcăm. Reset planks, ia. Ce se întâmplă? Hop. Am luat. Îl iau cu mine? Stai un pic, cred că trebuie să-l duc aici, ia. Uite, dacă îl pun așa. Ok, m-am prins, da mă, da. Hai să iau și ăsta cu mine. Așa, și cred că putem trece acum. Că le ducem cu noi, nu? Sau, stai un pic, uite așa. Pun acolo. Și mai am nevoie în față de ăsta. Ok, mai trebuie să iau unul, vai de capul meu. Mă duc înapoi, încerc să nu pic. Sper că abonații să nu-l distrugă. Bă, ăștia de ce arată atât de real? Bă, zici că nu sunt din Roblox ăștia. Ok, arată ciudat, n-am să vă mint. Hai să iau ăsta cu mine. Da, mă, da, nimeni e șocat, a văzut ceva, nu știu de ce stă așa, era mega șocat. Bun, hai să ne ducem, uite, vine Cristi, probabil alt abonat. Și acum, pac, 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 o luăm la stânga, ne ducem tot în față, punem și ăsta aici. Aia zic, opa, sper să nu pice. Hop, așa, bine voi băiaților și fetelor și toată lumea și extraterestrilor. Poate să uite un extraterestru la video, mai știi? Eu n-am de unde să le știu pe toate. Na bun, hai să urcăm mai sus, mai departe. Și hop, hop, ce se întâmplă aici? Așa se fabrică prunele pe aici. Prunele stricte. Ok, hai să mergem așa. Și ok, pa, pa, fabrică. Mi-a plăcut aici, mi-a plăcut, dar acum trebuie să mă duc mai departe. Ce-i asta, topogan? Oh, nu, oh, nu, topogan. Ok, țineți-vă bine, da? Țineți-vă bine. Wow, stai bă că mă duc și eu viața reală, ești de bun. Wow, au, 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 și-o rup oasele. Au. Bă, tu iar mă lovești, mă. Hei, hey, nu contează, fraților, avem o mică problemă, rezolvăm imediat, doar, nu mă, nu mă faceți griji, revin chiar imediat. Mă, tu, gata, fraților, tot în regulă, toată lumea în regulă. Caracterul meu a dormit aici pe jos, nu știu ce face. Doamne, haideți să mergem mai departe, totul în regulă. Bun, nu s-a întâmplat nimic groaznic, nu vă faceți griji, scaunul este tot ok. Bă, ce e asta, mă? Mă, ce? Templul? Ok, am luat un biscuite. Ha? Mă, ce? Mă, ce s-a întâmplat? Yo, ce șmecher este, am devenit mare și buclucaș. Ok, haideți să mergem mai departe. Pong, pong, mamă, ce era să pic acolo, pong, pong. Bine, bă, mă întreb cât ține efectul la biscuite. Sper să nu rămân fără putere, că atunci ați blocat aici. Uii! Oh, am rămas fără putere aici, ce păcat. Bun, hai să mergem mai departe la Room of the Golden Prune. Nu! M-am prăjit și am venit o prună prunoasă. Ok, adevărul este că mergem la fabrica. Puuu, ce s-a întâmplat? Văleleu, văleleu. Văleleu, văleleu, ia, pica cineva. N-a picat nimeni. Adevărul este că mergem la fabrica prunelor de aur. Și aici zic că totul va fi de aur. Sper să nu pice. Ok, n-a picat. Ok, n-a picat niciun abonat. Pruna de aur? Nu te cred că ne ducem la pruna de aur. Deci nu te cred. Fură pruna de aur. Hai să o fur. Au, nu, ce se întâmplă? Au, nu. Wow, wow. Stai un pic, trebuie să mă bat cu el. Nu, vine bunicul. M-am dezmembrat. Am rămas doar oase și nimica. Ok, încercăm din nou, pentru că n-a funcționat înainte. 2, 2, 2, 2. Ok, cam vine după mine și este destul de mânios, așa că o să fug așa. Mă, ce dă cu lasere? Ok, nici nu vreau să știu cu ce dă. Trag în el, îi puteți vedea viața acolo jos. Și are deja jumătate de viață, asta înseamnă că mă descurc de minune. 2, 2, 2. Încerc să mă întorc și să dau în el, dar e destul de greu, pentru că și el este destul de rapid. Fugi, fugi. Ok, mai are foarte puțină viață. Mă, ce zboară? Oh, nu pot să cred, am bătut? Pe angelul bunic a murit, hai să-l vedem.
Bunicule, s-a dus în pământ. Granny Man, cred că vrei să explodezi. Cred că vrei să explodezi. Cred că... Fugi, Granny Man! Fugi! Vezi că trag! Ok, fraților, asta înseamnă o singură chestie. Noi am câștigat! S-ar sus, bine, bă! Ieșirea! Uitați-vă pe mine acolo, gigantic, cum dansez! Bunicul doarme aici? Hai să facem o farsă la bunicul. Bă, bunicule, stai un pic, am glumit. Bunicule, am glumit. Trebuie să fim prieteni. Oh, nu. Bunicul este foarte mânios, vine după mine, îi fuge ochiul, dar vrea să-mi dea o bătaie cruntă și strictă. Dar nu o să reușească. Bine că nu-i se vede fundul. Mă, ce? Ok, bun, haideți să ne descurcăm mai departe. Să mergem mai departe. Trebuie să not... A dormit bunicul. A uitat ce trebuie să facă, a dormit. Bun. Trebuie să notăm. Haideți să notăm, pentru că încă n-am terminat. Vezi că bunicul încă ne urmărește. Înotăm prin prune acum, fraților, ca să înțelegeți. Înotăm prin prune, prin zeamă de prune. Păi aș bea totul de aici, n-aș nota. Uite, acum sar prin zeamă de prune. Cine notă în Roblox? Se sare pe aici, fraților. Hop, așa. Bun. Și imediat putem scăpa din zona asta. Nu pot să cred că însuși scap de la bunicul de acasă, pentru că m-a ținut captiv pentru 116 miliarde de ani. M-a ținut captiv de mâine. De ieri, adică, de... ați înțeles voi. Bun, haideți că ne urcăm. Hop, hop, mă urc pe muntele bunicului. Hop, hop, așa. Hai că termin înaintea lui Granny Man. N-ai nicio șansă Granny Man să mă prindă. Hop, rămâi în spate, Granny Man. Bă, uite-mă, era să mor în viața reală. Uite-mă aici. Yay, aia zic. Avem aceiași ochelari, dacă puteți vedea. Ochelarii de vagabond. Ce faci?